Vorbitul în somn este de obicei considerat o problemă minoră care nu afectează calitatea vieții persoanei afectate și care poate fi adesea un motiv de amuzament pentru cei din jur. însă în cazuri rare, vorbitul în somn poate fi un semnal al altor probleme de sănătate și poate necesita tratament corespunzător pentru a fi rezolvat. Vorbitul în somn este considerat un episod trecător pe seama căruia puteți râde a doua zi, însă atunci când problema persistă încep să răsară întrebări privitoare la cauzele și posibilitățile pericolelor ascunse ale acestui simptom bizar. Oricine poate avea episoade de vorbit în somn, însă mult mai predispus sunt copiii și bărbații. Cei care prezintă acest comportament neobișnuit nu sunt conștienți că vorbesc, motiv pentru care pot folosi o voce și un limbaj care nu le sunt proprii. Ei se pot angaja în dialoguri sau monologuri complexe ori pot pur și simplu să rostească cuvinte complet fără sens, spre amuzamentul celor cu care împar patul. Persoanele în cauză pot vorbi despre trecut sau despre ceva ce le obsedează, uneori ajungându-se la mărturisiri mai mult sau mai puțin periculoase, după cum ai văzut probabil prin filme. Vorbitul în somn nu este dăunător fizic și nu prezintă repercursiuni pentru corp, dar poate deveni deosebit de irritant atât pentru persoana care are această tulburare, cât și pentru cei din jur. Probabil că cea mai mare neplăcere este senzația de jenă pe care o simt oamenii care vorbesc în timp ce dorm. Dacă te întreba ce înseamnă când vorbești în somn, acum știi că nu ai motive de îngrijorare. Iar dacă este vorba despre câteva episoade care au avut loc odată la mult timp, nu poți decât să te amuzi cu partenerul tău de prostioare pe care le spui atunci când dormi. Relatează realitatea.net